Peste jumătate de an, primul spital social din Iași va fi inaugurat în zona Tudor Vladimirescu. Proiectul a fost inițiat de către preotul Dan Damaschin din dorința de a le oferi asistență medicală permanentă cazurilor sociale pe care le are în grijă. Unitatea va fi dotată cu aparatură de ultimă generație. Un hotel din Tudor va deveni primul spital social. Acesta a fost cumpărat cu suma de 1 milion de euro și va fi complet utilat și modernizat. Părintele Dan Damaschin spune că o mare parte dintre oamenii pe care îi are în grijă suferă de boli cronice și au nevoie de asistență medicală continuă. Din păcate, majoritatea cazurilor sunt neasigurate, lucru care duce la agravarea afecțiunilor. Vor găsi demnitate, vor găsi, zic eu, iubire până la urmă, și asta pentru că, deși trăim într-un oraș atât de mare ca centru cultural, economic al țării, există foarte, foarte mulți oameni care nu își găsesc locul, cu atât mai mult atunci când sunt în situația de boală, de suferință. În consecință, bolile cronice la familii cu mulți copii, la copiii din familiile numeroase, bolile cronice și chiar decesul la mamele cu mulți copii sunt mult mai des întâlnite. Nu vă pot da statistici oficiale, dar sunt prea multe mame pe care le-am văzut murind în ultimii ani. Prezent, fostul hotel se află în plin proces de reabilitare și modernizare. La final, cele 26 de camere vor fi utilate cu computer tomograf, laborator de analize medicale, farmacie și o cantină. La acestui spațiu vom face aici o policlinică, să spunem, cu înalte standarde de calitate și de dotare. Vom avea la parter, vom avea și o aparatură de imagistică atât de necesară, pe care oamenii săraci nu, la care oamenii nu au acces, vorbim de CT, vorbim de RMN. Vom avea un laborator pentru analizele, la care cei mai modești oameni din jurul nostru, dacă nu prind bilet de trimitere sau nu are finanțare, bătrânul nu au acces. Un punct farmaceutic de unde își vor lua medicamentația cu totul gratuit. Toate serviciile din viitorul spital social vor fi gratuite.